De ce are bara ruptă? Bravo! E foarte bun! Hai de capul nostru! Asta e țara românească! Nu filma cu asta, că nu e ok. Stai, bă! Bă, ce muzică pune! Da, la! Bună, după ce s-au cheltuit o grămadă de bani pentru întreținerea lui. În octombrie s-au cheltuit 225.000 de ron pentru întreținerea acestui.
Face să facem, bani sordat, de fiecare dată au fost alte priorități. Cloda, alte autorități care prezintă pe primarul actual. Deci primarul actual ne sfidează prin drumul ăsta, ne sfidează la maxim. Dar ce ar avea primarul de câștigat încât nu... Pe Uliucu nu l-a votat, domnișoară. Uliucu nu l-a votat și normal că este pe ultimul loc. Este asfalt la Cloda. Dar a stat vreodată de vorbă cu el să... Bineînțeles, dar nu a fost și anul trecut, a fost de la prefectură, a fost... trupe de jandarmi să ne ia capurile, că vrem să facem dreptate, nu se poate. Vorbe în vânt, sigur, sigur, ne plac morile, ca în Olanda. Promisiuni. O să blocați drumul acum, ce faceți? Nu vrem să facem nicio problemă, că ne-au amenințat, că ne face dosare penale, deja să știe, poliție, toată lumea. Ne-au avertizat că dacă facem treaba asta, se lasă cu dosare penale. Deci în țara asta n-ai voie să ți spui punctul de vedere, trebuie să taci și când ți-o dai, dacă ți-a dat. Dar nu ne dă nimic. De data aceasta primarul o să vă asculte protestul? Ca și data trecută o să ne asculte. Adică zero. Nimic. Nu interesează, nicio problemă. Să uitați, sunt mașini. Dacă s-ar pune asfalt, s-ar face infrastructură, să ducă apă curentă ca alte localități civilizate, s-ar popula zona, clar. Dar așa fugi toată lumea de Uliuc. Nu sunt proiecte europene, nu se pot face, nu se încadrează nimeni. Este proiect făcut de ani de zile. Tot povești, să face, să face, să nu se face nimic. Minciuni, 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 ca în România. Trăim în România, vorba lui Mircea Badea. E complicat. Ați văzut și dumneavoastră, ați filmat traseul de acolo până aici la intersecție. Acum o să mergem la primărie, că e program cu audiența. Jumătate de oră. Și o să vedeți și dumneavoastră cum nici nu iasă în față să stea de vorbă cu noi. Deci efectiv el nu ne reprezintă prin acțiunea lui. Mă pare rău. Spre exemplu, anul trecut de câte ori v-ați reparat mașina? Nu vreau să zic că merg tot la 2-3 luni de zile fac o reparație. Direct. De păcate, eu chiar am un serviciu auto. Adică, din fericire, am un serviciu auto, am de lucru. Deci, cumva îmi convine situația asta, dar nu e ok. Nu e normal. Nu e ok. Nu e normal. Nu e normal. Oamenii lor să-și facă cheltuieli doar pentru combustibil, pentru naveta care o face, mai are în plus la cheltuieli și reparația mașinii, întreținerea mașinii. Ceea ce nu se poate. Să ne spune și cum vă numiți. Nu, Munteanu. Plătitor de TVA și taxe. Eu asta sunt contribuabil. Un simplu cetățean. Scurt. Plătitor de protest, într-o zi de audiență a primarului, că ne deplasăm toți locuitorii din comuna, din comuna Sacu, satul Uliuc și Unip, mergem la primarul să ne întrebăm cum a decontat ultimii bani și când are în continuare cu acest drum comunal. Cum e drumul? Drumul este jalnic, în condiții în care în noiembrie s-au decontat 2.250.000 de roni lei vechi, care nu se regăsesc în lucrare. Supărați localnicii. Foarte supărați, îți rup mașinile. Nu poate să vină o mașină de pompier, nu poate să vină o mașină de salvare. Faci 30 de minute până în primul sat. Cu vorbi secrete acolo. Frică de ploaie, nu stau în haină. Vă rog afară, că nu se întâmplă nimic, domnule. Poliția e cu noi. Dar să audă toată lumea. Ce este vorba? Afară, afară. Da, veniți afară. E înghesuial aici. Hai, hai, uite, hai. Hai afară, hai dacă vreau să vedem. Să vedem, ieșiți la geam. Vă rog frumos, veniți să vă fie. Opa, aveți. Civilizat, da, civilizat. Ce zice? Aștept întrebări, vă rog. Ce faci cu drumul? Ne doare foarte tare. Ne doare foarte tare. Drumul comunal, întreținerea și reabilitarea drumului comunal 154. E vorba că s-au decontat în octombrie-noiembrie 2.250.000 de roni vechi. Pe drumul este din nou inaccesibil și după părerea noastră nu s-au făcut lucrări de acești bani. Este părerea de noastră, din punctul meu de vedere, au fost respectate procedurile privind achiziții publice conform anței 34. Există un contract cu oferte, cu situații de lucrări. Ne puteți da o copie de pe dosar? Eu v-am cerut, sunteți și... în Consiliul Local și la fiecare ședință de Consiliu primiți dosarul de ședință cu toate rectificările de buget. Bugetul local este aprobat de către Consiliul Local. Da, știu, a fost foarte mare dată. Eu v-am cerut săptămâna trecută în ședință, v-am cerut să-mi dați o copie de pe dosar. Vă rog să depuneți înscris la registratură. Dar este ceva de ascuns. Nu este de ascuns. Dar dacă nu este nimic de ascuns, de ce nu ne dați că e vorba de cheltuia banii publici? Eu vă prezint, vă rog să depuneți înscris la registratură și primiți tot ceea ce... Să așteptăm 14-30 de zile pentru a primi. Deci e ceva de ascuns asta, bă. Nu e nimic de ascuns. Păi dacă nu este nimic de ascuns, hai să facem un xerox acum, să vedem cum s-a făcut selecția. În ce a costat? Cât material a fost? La dispoziție, domnilor consilieri locali, dosarul cu cele ce mi-ați cerut, doar că nu pot, vă dați seama ce ar însemna zilnic să vină 1, 2, 5 oameni să-mi ceară persoane. Vă rog să cereți la registratură și o să primiți.
A depus la registratură. Dar era normal să-mi dați fără. Deci dacă nu este nimic de ascuns... Haideți să vorbim pe acte, nu pe vorbe, domnul consilier. Vă rog. Dacă exista voință să întreținem acest drum... Da. Nu știu de ce nu sunt încadrat în alea 17. Pentru că nu s-a dorit la nivel de Consiliul Rețean. Am avut o discuție, domnul președinte Bojin, anul trecut, când ați ieșit iarăși dumneavoastră, domnul prefect a promis că ia inițiativă la Consiliul Rețean. Domnul președinte Bojin a ieșit pe postul de televiziune pe Europa Nova și a promis că ne ajută și rezolvă problema de urgență. Din păcate, a trecut un an. Anul acesta, dacă există cerere de finanțare pe PNDR pe măsura 3.2.2. Păi, nu există. Dosare nu le aprob eu. Sunt la minister, sunt depusă pe site-ul ministerului. Problema se pune anul acesta, în momentul de față, în februarie 2014. Să întreținem acest drum ca să facem practicabil. Domnul consilier, cum să-l întreținem atâta timp cât dumneavoastră nu aprobați bugetul local? Ați fost convocați de 3 ori la ședința de consiliu și nu ați aprobat bugetul. Eu nu pot să închei. Vă rog frumos că vorbesc eu să mă lăsați. Pe urmă vă răspund la întrebări. Deci eu nu pot să închei niciun contract cu nicio firmă până nu am buget. Dumneavoastră ați fost convocat la 3 ședințe de consiliu, răspundeți-le de ce nu ați venit la ședința de consiliu sau de ce nu aprobați bugetul. Deci dumneavoastră aveți dreptul până la aprobarea bugetului să cheltuiți a 12-a parte a bugetului de anul președinte. 1 pe 12, domnul consilier. 1 pe 12, a 12-a parte, e aceeași lucru, matematic. Trezoreria nu permite decât plăți deci referitoare la... Deci pentru activitate culturală Sfântul Ion, 10.000 de roni. Sunt doar pe agenda culturală ațiță și sportivă, nu s-a cheltuit niciun ban. Deci iarăși vorbiți prostii. Vorbiți fără acte, fără probe. Nu știu, eu întreb lumea de aici, a fost cineva anul trecut la festivalul la Leaua Pestriță? Ion, invitat în calitate oficială, bani s-au cheltuit. Am cuprins sume pentru reabilitare, piatră, pentru că bugetul comunei nu poate... Păi după aia, dar cum să-l bag ceva autogrede sau piață dacă domnul consilier nu mă aprobă bugetul? Nu pot. Nu pot eu să schimb destinația, doar Consiliul Județean. Banii alocați pe criteriul 4 din legea 273 alocați de către Consiliul Județean se alocă prin hotărâre de Consiliul Județean către consiliile locale. Spune, oamenii zic că în fiecare, înainte de alegeri, ieșiți, le puneți 3-4 mașini de piatră, le-ați scoți ochii. Se poate verifica, în fiecare an am cuprins bani în buget pentru reabilitarea. Oamenii nu vin de frica dumneavoastră. Care oameni? Dați-mi nume. Uitați din Unipu, sunt o grămadă de ciobani care nu vin, că le-ați spus că după aia le măriți taxele. Păi, sau nu știu, le luați bani pe pășuni sau... De 5-6 ani s-a scos taxa de pășunat în 1972, nici în ciopan nu găsește niciun meu. Ține majoritatea pășunilor. Eu am nici o pășune pe raza comunei. Domnul primar, au tot oamenii ăștia motive să fie supărați? Nu. Motive au să fie supărați, pentru că eu sunt primul care îmi doresc să reabilitez acest drum, pentru că nu vreau oamenii în stradă, vreau să aibă ambiții de trai decente. Și ce se poate face în acest drum? Nici lumii pe străzi decente, de trai decente. Și le duc în servită 2-3 ori pe an. Vedeți, vreau să vă spun un lucru. Bugetul comunei nu permite o investiție de așa în bloare. Vorbim de aproape 1 milion de euro. Ceea ce a depins de mine, am făcut asta. Proiectul și l-am depus pe proiectul structural. De până din anul 2001, se poate verifica 2002, dar și prioritatea comunei permanentă a fost acest drum comunal. Am avut depus începând cu 2001-2002. Le-am actualizat bugetul depus pe programul național de dezvoltare rurală pe măsura 3.2.2. Se poate verifica pe site-ul ministerului. Da, cred că bani de întreținere s-ar plăti, doar întreținere. Ce ați face? Care ar fi... Dacă aveți bani și vreți să vă cumpărați un metru de... Eu cheltuiesc banii în măsura bugetului aprobat de către Consiliul Județean, de către Consiliul Local. Pe capitole de venituri și cheltuieli. Altceva nu pot să cheltuiesc. Știți ce spun oamenii din sală? Că trebuie să-și lași afaceri cu unul goron. Mă, unul goron, ce dumneavoastră tăia și spânzorat, vă duci cu acest goron. Nu știm cine e acest goron, dar am înțeles că pe mâna dreaptă cumva dumneavoastră.
Domnul, ce să vă spun, este prietenul meu, nu am nicio afacere cu el. Te pot verifica societățile care are Gorun și dacă eu sunt asociat cu domnul Gorun... Cum ați care firmele domniei sale ați dat de la Consiliul Local, către firmele domniei sale? Nu. Niciun fel de plată. Cum ați caracterizat dumneavoastră drumul? Cum arată drumul acela? Impracticabil. Păi după iarnă arată într-o stare... Tot timpul, cum după iarnă? Iarna a fost, domnule! Domnul primar, veniți cu noi pe drum! Așalele păiați, bătaie de joc! De mine am făcut, proiectul, l-am depus. Ați duceți niște budojele și țara să doarmă muncitorinele. O lamă, un greder pe aici. Odată la lună nu ai de unde, la bugetul comunei nu permite. Când și soluția aveți? Dar pentru chefuri permite soluția. În momentul respectiv de întreținere, ce a depins de mine, eu am depus proiectul, este depus, se poate ridica pe site-ul Ministerului. Dar, ulmea, comuna nu poate suporta... Păi, nu mă întrebați, nu eu le aprob. Dacă le-a... Ce a depins de mine, comuna nu poate suporta o investiție de aproximativ un milion de euro. Nu, nu există nicio soluție, nu se poate. Haide să încercăm prin Consiliul Județean. Să administra Consiliul Județean la drum județean, să-l preia Consiliul Județean și atunci și administrează. Dar am avut discuție și cu domnul președinte, mi-a spus domnul primar, aveți o de treabă că am preluat deja vreo 15 și ultimul anul ăsta avem mai discuție.